corul de copii și tineret simbol Jean Lupu al Patriarhiei Române a susținut joi un concert la Centrul Cultural Eugen Ionescu din Slatina. Publicul a avut ocazia de a audia compoziții corale atent alese, cu o largă varietate tematică și stilistică, atât lucrări religioase și de inspirație folclorică, cât și prelucrări din repertoriul internațional, Dirijori au fost părintele arhidiacon Jean Lupu, fondatorul corului, și Luminița Guțanu Stoian, director-dirijor principal. De asemenea, ieri, în ziua sărbătorii nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, copiii și tinerii din corul simbol Jean Lupu au oferit răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie săvârșită de preasfințitul Părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slatina.